Revenim la dezbaterea pe care v-am propus-o în această seară la Umbre și Lumini, suferințele sistemului de sănătate românesc, în direct cu noi în studio, domnul dr. Mihai Moisescu, care are o poziție ușor liberală. Dar v-aș întreba, domnule doctor, eu vă suspectez un pic așa, această apropiere liberală de ministru sau... Nu, nu. Ministrul, eu îl cunosc pe ministru. Îl cunoașteți personal? Da, a fost la noi la Gorj și ne-a simțit foarte bine cu el și o să vină din nou. Dar n-are nicio legătură. Vă rog să mă credeți că la prima... Știți ce s-a spus de domnul Niculescu? Că era bine să se limiteze la primul mandat de ministru pe care l-a avut, în care a început niște reforme în sănătate. Și despre acest al doilea mandat al dânsului se spune că nu e. Știți ce se întâmplă? Este sublim spre dezastru. Acest al doilea mandat înseamnă continuarea reformei, care în 2008, odată cu căderea guvernului Tăriceanu, a fost blocat. Foarte mulți îl acuză pe ministru că a preluat o parte din legislația sanitară pe care vroia să o introducă Băsescu și regimul PDL. Și acolo sunt lucruri foarte bune și e foarte bine dacă le ia. Dar chiar a fost acuzat că au fost niște legi pe care sigur, le propune acum, la care s-au opus înainte. Nu știu dacă s-au opus. Nu știu dacă s-au opus, trebuie să avem dovada asta. Dar fiindcă eu am citit-o și pe ea dinainte și am studiat-o și ce vrea să facă, sunt lucruri foarte bune. Trebuie înțeles că sănătatea, reforma în sănătate nu se face într-o zi, se face în mulți ani. Ea ține enorm de mult de mentalitatea oamenilor și din sănătate, dar și a populației. Vreau să vă spun că acum câteva zile am fost la o ședință a colegiului din Târgu Jiu și unde un coleg l-am auzit spunând: nu vrem privatizare în spitalul din Gorj. Dar de ce, mă, un șef nu vrei privatizare în spitalul din Gorj când o ai la Paris, în Salle Petrier, care este cel mai mare spital de stat din Europa, există această privatizare. Deci medicul lucrează pentru stat și după ce a lucrat pentru stat, 2-3 ore, își face activitatea privată în acest spital. Plătește un fel de chirie spitalului pentru pacienții pe care are în sistem privat. Ce e rău în asta? Mi se pare un lucru excelent. De ce să mai vină banii de aia, să vină acele sume informale? Nu, domnule, scoate-le pe masă. Te costă 1000 de euro dacă vrei ca eu să te tratez. Îmi dai banul, ia și statul 200 de euro spitalul, 800 sunt ai mei și bună ziua. Care e problema? Sunt bani impozabili, da, bani care înțeles. Se văd. E pe față. Vi se pare firesc ca un medic să ia un floștomoc de bani, să-i bage în gură, să-i mănânce? Da, sunt medici care spun, dom'le, la un salariu de 250 de euro, din care 150 plătesc chirie, de 100 mănânc și de mai o am mizerie, nevoie. Salariu, e o rușine, și mai am salariul nevoie. Ăla. Din ce să trăiesc? Dar oricum, eu nu mă refer la fără acest... atențiile respective, nu mă refer la acest rezident tânăr, care trăiește mizerabil. Ar trebui să stea în spital, ar trebui să fie alte condiții de rezidenția. Dar asta e o chestie ca tine universal. Am înțeles. Vă întrerup puțin pentru că îl avem la telefon pe... domnul conferențiar, doctor universitar Corneliu Zeană, medic de specialitate cardiolog de la București. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat un comentariu în direct în această emisiune pentru Gorj TV și aș vrea să vă întreb, am avut mai devreme o discuție cu șeful Colegiului Medicilor din România, cu doctorul Astădăstoaie, în care ne spunea că 60% din revendicările pe care le-a avut astăzi într-un dialog cu guvernul se pare că ar fi realizabile și se referea la o lege a salarizării specifice, la alocarea 6% din PIB, mă rog, asta o chestiune care mai este discutabilă. Cum vedeți toate aceste solicitări și dacă vreți să faceți câteva precizări legate și de sistemul de sănătate românesc? Acum, salariile rezidenților sunt sub nivelul cuvenit. Asta este limpede și pretențiile lor sunt juste. Pe de altă parte, domnul ministru spune: dom'le, dacă aș avea eu bani, așa le-aș dupla, le-aș tripla și așa mai departe. Aici spune un neadevăr flagrant. Ministerul Sănătății, în materie de bani, n-ar trebui să se plângă atât de mult, deoarece numai în ultimii 10 ani, bugetul care a fost, banii care au fost alocați, au crescut de 5 ori. Nu s-a mai întâmplat nicăieri lucrul ăsta. Anul trecut a primit 5 miliarde, vorbim în euro, adică a avut niște suplimentări consistente,
dar banii au fost extrem de prost folosiți. Iertați-mă că vă întrerup, adică domnul doctor. Ar putea scoate bani fără discuție, să dau un exemplu. Nu s-a spus, iertați-mă numai puțin, s-a spus că spunea mai devreme și șeful Colegiului Medicilor că banii au fost folosiți pentru arierate, pentru că au fost foarte mulți bani. Nu numai pentru arierate. Nu, aici nu, nici asta nu e corect. Deși la arierate, ca la piață, cum perceva, trebuie să plătești, bineînțeles, și trebuie să-l folosești. Banii au folosit în bună parte și pentru salariile, să zicem, nejustificate. De pildă, am avut o discuție recentă cu domnul ministru și îi spuneam, domnule, cum e posibil ca în clinicile mari din București, enormă masă de medici, un medic primar la vârful profesional să îngrijească 4 paturi, 3 paturi, iar dânsul mi-a răspuns așa că normativul este de 5 paturi. Nu știu cum s-a avut acest normativ, dar nu există nicăieri în lume. Am lucrat în Franța, în Germania, am fost în Statele Unite. Peste tot un medic primar, măcar 15 paturi, dacă nu mai multe. Dar dacă plătești un medic la 4 paturi, sigur că el, în primul rând, că e subutilizat flagrant. Dar se duc bani mulți pentru salarii de medici primari care sunt foarte puțin folosiți. Materie de aparatură, ca să mai dau un exemplu. Exemple abundă și Ministerul Sănătății, dacă ar lua în serios economic problema, n-ar avea nicio dificultate financiară. A cumpărat aparate foarte scumpe din străinătate. Multe din ele au rămas nemontate. Să spunem, aparate pe care se fac coronarografii, cel mai frecvent astăzi, infarct este pe vârf de mortalitate. Aceste aparate funcționează într-o singură tură și aia redusă, că medicii vin pe la 8, mai, până se încălzesc, și cam în Germania vreau să spun că lucrează 24 din 24 în ture medicale de echipe de medici care lucrează 6 ore, dar ei se schimbă cu un ritm care m-a uluit. Adică sunt doi medici, n-au brancardier, doi medici care aduc bolnavul ei pe un cărucior de stat cu rotile, îl urcă pe masă, execută operația, îl duc înapoi tot el. În timpul ăsta, alți doi medici vin și intervin pe un alt bolnav, coronarografie, dilatare, stent și așa mai departe. Adică era ca o uzină spitalul ăsta care avea un randament de 10 ori mai mult decât un spital din București, dar exemple de astea v-aș da extrem de multe. Adică ei pot să lucreze și noaptea pentru că știu că aparatul, pe lângă că se perimează moral, se demodează și trebuie înlocuit, trebuie să scoate cât mai multă eficiență. Dar pot continua și ăsta cu 100 de exemple de tipul ăsta. Domnul doctor Zeanu. Sunt doctorul Moisescu. Eu sunt medic de familie în Gorj. Aș vrea să vă pun o întrebare. Credeți că problema aceasta a utilizării la maximum, cu eficiență maximă, a aparaturii din spitale ține de minister sau ține de managementul spitalului? Nu, asta ține conceptul, ține de minister. Uitați-vă dumneavoastră la reformele pe care le face Obama, spunem Obama așa, dar e guvernul american, da. care face niște reforme la care ministrul nostru al sănătății ar trebui să uite. Odată, că a rărit considerabil, a mărit numărul de paturi deservite de medici, a disponibilizat un număr foarte mare, vă spun foarte mare, în New York, unde am fost, de medici din marile clinici, pentru că e penibil ca un medic să lucreze pe 5 paturi, cum spuneți, ministru, că asta e norma, pe 5 paturi de hipertensiune, de obezitate, de insuficiență cardiacă, sunt niște banalități care le rezolvă într-o oră. Asta e prima la mână. A doua, guvernul american a alocat o sumă foarte mare de bani pentru combaterea medical fraud, frauda medicală. O sumă impresionantă. S-a constatat un număr extrem de mare de fraude, de unde banii au fost recuperați, dar recuperați spectacular, așa, fără discuție. De la medici, unul din ei știu că ajunsese până Italia, că avea un iaht, mă rog, de acolo l-au luat, l-au, 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 i-au
confiscat banii, adică un sistem antifraudă. La noi, ca să faci de pildă o anumită operație care ar fi inutilă, în America e nevoie să ceri avizul la încă un coleg sau doi independenți din afară. Dom'le, e nevoie pe ăsta să îi pun un stand pe coronare sau nu? Ori abuzul de intervenție, iarăși, este un lucru care costă. Știți că România bate record în materie de cezariene. Nu mai naște nimeni pe căi naturale, parcă... Și nu credeți, iertați-mă... E o presiune care scoate bani, bine. Și nu credeți că asta e problema colegiului medicilor și nu a ministerului? Domnul profesor... Colegiul medicilor este o chestiune care coafează, nu prea să... Cu asta se ocupă, domnule profesor. Citiți-i statutul, asta e treaba lui. Vă spun că am fost vicepreședinte la Colegiul Medicilor pe București. Colegiul Medicilor are o... e mai degrabă decorativ. Ministerul trebuie să fie, el are finanțele, el aplică legislație, el propune, face modificări legislative, el dă directive de organizare. Colegii medici, așa este, nu are... Cunoașteți în Statele Unite foarte multe spitale finanțate de guvernul federal? Parțial, în majoritate... Nu, de guvernul federal, domnul profesor, nu. Sunt spitale comunitare, sunt foarte multe spitale fundate. Finanțarea este și de guvernul federal, fără îndoială. Banii sunt. La Columbia University, de exemplu, e finanțată parțial, dar în bună parte de guvernul federal. E un sistem foarte complicat, nici nu-l putem transfera aici. Dar putem aplica spitale din Belgia, de pildă, sau din Franța. Ai din Franța. În Franța, spitalele sunt de stat și în bună parte. Francezii au rămas pe ideea asta. În alte părți, în Belgia, în Germania, nu. Nu înțeleg de ce vreți neapărat să rămână sănătatea la stat. Eu chestia asta nu pot să pricep. Păi eu nu vreau să rămână, tocmai. Pentru mine zic că a fost o greșeală că nu s-a început cu privatizarea marilor clinici. Așa? De pildă, marile clinici de chirurgie cardiovasculară, astea trebuiau să funcționeze în sistem privat. Și păcat că s-a început... Absolut de acord cu dumneavoastră. Deci susținem ideea intervenției sistemului privat în sănătate. A, categoric. Și privatul mai ales, altfel nici nu se poate. Vedeți că mi se atrage atenția din partea Comisiei Europene. Dom'le, stăpâniți cumva circulația asta pe sub masa a banilor. Corect. Deci, privatul o stăpânește. Acceptați ideea că cei 6% din PIB nu trebuie făcuți numai din buget. Trebuie făcuți din asigurări private, Bineînțeles. Ați auzit că s-a dat public că spăgile astea, să zicem, banii pe sub masă în București, pe un an, ultimul an, nu? Pe 2012, s-a luat așa la 24 milioane. Nu-ți vine să crezi pe euro. Sunt sume fabuloase. Și numai un sistem privat de formă, un sistem privat are eficiență. Un sistem privat în niciun caz nu are un medic la patru paturi. Asta categoric, nu-și permite. La care îl ajută și doi rezidenți. Dar de ce acceptă medicii așa ceva? Pentru că avea un normativ de un medic la câteva paturi înseamnă acel salariu de mizerie de 30 de milioane pe care îl are un medic primar din spital. E un salariu de mizerie. Da. Bun. Eu sunt de acord că în aceste condiții salariale medicul poate să accepte și este chiar eu zic că e bine să accepte atențiile post-consult, post-tratament. Nu, medicul care lucrează, să zicem, pe cât spune normativul, dar normativul nu e respectat, cum știm toți, la 5 paturi. Medicul care lucrează pe 5 paturi termină repede programul într-o mare clinică. Începe, să zicem, la 8 cu raportul de gardă, formă, mă rog, orice ne trece în cap că face medicul, dar cam pe la 12:30, 1, pleacă. Pleacă în privat, da. Pleacă și se duce către cabinetele private. Sigur. Și cu asta și... Da, iertați-mă, permiteți-mi să intervin. Domnul doctor Zeana, vă mulțumesc mult pentru intervenție și o să vă mai deranjăm și altă dată pe temele astea. Bine, la noi e nevoie de o reformă radicală a sistemului, nu de... Da, vă așteptăm cu drag la Târgu Jiu, poate facem o emisiune în direct. A, cu mare plăcere, legat sufletește de Târgu Jiu. Bun, vă mulțumesc mult de tot, o seară bună vă doresc. Vă mulțumesc, o seară bună. În direct am fost cu domnul conferențiar universitar dr. Corneliu Zeană, medic specialist cardiolog în București. Aș vrea să rog colegii din medic regie... primar, că da. Se umblă după... Iertați-mă acum că titlurile atât de multe... În Occident nu există. Atât de multe titluri sunt în fiecare specialitate, că nu am pus să le asimilez pe toate. O să rog colegii din regie între timp, pentru că
mai avea ceva vreme la dispoziție să ne facă legătura și cu domnul doctor Neață, ca să ne explice așa în două cuvinte, dar înainte aș vrea să redifuzăm acea știre, măcar să o revedem, că probabil mulți dintre dumneavoastră ați văzut, a fost o știre făcută de colegul nostru Gigi Ciuncanu, mă rog, știrea a fost difuzată pe ProTV, dar a fost interesantă și poate suscită ceva comentarii. Eu aș fi vrut să provoc și medicii gorjeni sau oamenii interesați despre de această discuție pe temele de sănătate. Aveți un telefon afișat acolo. Haideți să revedem știrea și după aia intrăm în dialog și cu domnul doctor Neață sau o comentăm aici în studio. Ne-am săturat să așteptăm atenții de la pacienți, dar fără ele nu putem supraviețui. Sună îndrăznesc, dar este mesajul medicilor pentru guvernanți cu o zi înainte de a ieși în stradă. Doctorii vor picheta o săptămână Ministerul Sănătății pentru ca mai apoi să organizeze meeting-uri și chiar o grevă generală. Protestăm pentru salariile noastre, dar și pentru finanțarea sănătății, într-un moment în care multe spitale mai au în cont doar un leu, ne transmit medicii. O situație puțin spus revoltătoare a fost înregistrată la Spitalul Județean Târgu Jiu, unde medicii s-au trezit că nu mai pot opera astăzi pentru că nu au anestezic. Pacienții programați pentru intervenții au fost amânați, dar rămâne totuși întrebarea ce s-ar fi întâmplat în cazul unor situații de urgență. Responsabilii se limitează în a transmite că toate se rezolvă. Am identificat cauzele care au dus la problema asta, precum și modalitățile de acțiune pentru a nu se mai întâmpla așa ceva de acum înainte. În momentul de față, în farmacia instituției, dar și pe secții, au ajuns anestezicele. Însă federațiile sindicale spun că vom întâlni frecvent astfel de cazuri, pentru că multe dintre spitale nu mai au de fapt bani nici de aspirină. Înțeles că domnul Ponta astăzi se duce dânsul la Casa Națională. Cum a reușit să-i scoată pe mineri de la mine de acasă din mină, sper că se duce la casă să injecteze niște bani în Casa Națională, care se trimită în teritoriu, pentru că sunt spitale în România care pe luna septembrie au prevăzut în buget un leu. Reacția premierului nu a întârziat să apară. Nu cred că paralela este fericită. Nu doar că mă implic, am toată dorința de dialog și de a găsi toate soluțiile posibile. Protestele medicilor pentru bani mai mulți în sănătate vor începe cu pichetarea Ministerului Sănătății. Va urma un meeting în fața guvernului, dar și o grevă generală. Revendicările lor s-ar rezolva cu 2,2 miliarde de euro în plus pe an, ceea ce înseamnă 6% din PIB. Cuțitul la os ne-a ajuns mai demult. Deci nu acum ne-a ajuns cuțitul la os. N-am fost noi capabili să reacționăm. Dar dacă n-am reușit atunci, nu înseamnă că trebuie să încrucișăm brațele. Acum vom reuși. Dacă se va ajunge la grevă generală, în luna noiembrie, doctorii ar urma să asigure, în afară de urgențe, doar o treime din activitatea normală. Da, revenim în direct. Știu că au ținut linia ocupată colegii din regie. O să vă rog să lăsați un pic linia liberă, poate totuși cineva vrea să intre să comenteze, poate și știrea asta. Bine, ea a fost dată cu ceva vreme în urmă și, într-adevăr, cred că o situație economică ar trebui, situația economico-financiară, pentru a evita suspiciunile, așa cum a fost și o declarație interesantă, așa, doctor Neață spune aici, noi nu lucrăm cu suspiciuni, este vorba de niște angajamente, vrem să aflăm de ce au fost aceste probleme, din lipsă de bani, de administrare, dar este, într-adevăr, nu este o situație... Da, e o situație neplăcută, nedorit, doctor... categoric, nu poți o secție de chirurgie nu poate să existe fără anestezie. Și anestezia are nevoie de droguri permanente. Mai mult decât atât, nu e o situație periculoasă pentru un posibil dar cred că acest spital care vine acolo. Cred că acest spital... Iertați-mă, am văzut o caricatură, știți, că nu pot să nu o comentez, păcat că n-am și luat-o. Era cineva care spunea, știți, nu mai avem anestezic și stătea la spate cu un ciocan din ăla imens. Domnul doctor, ce nu mai avem anestezic, aplicăm soluții. Da, eu cred că Consiliul de Administrație al spitalului a luat act de chestia asta, s-a văzut despre ce este vorba și s-a acționat pe loc. Sigur, asemenea sincope nu trebuie să se întâmple, categoric. Păi, n-auziți un leu în cont. Avem un telespectator la telefon. Bună seara! Sunt direct. Alo! Alo. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Din Târgu Jiu sunt, mă numesc Ceaușescu Valentina. Da, doamna, și aș vrea să vă aduc câteva evenimente care se întâmplă aici în spitalele Gorjului, legat în primul rând nu numai de tratament și de medicamente, cât de problemele administrative mai mult.
Chiar de curând am aflat că mâncarea către spitale se transportă cu mașina de la morga. A, nu. Asta ar fi una. Știu, numai puțin, iertați-mă. Datoria mea este să cer dovezi pentru fiecare afirmație care păi să face. Acum, nu pot să vă cer dumneavoastră dovezi, că nu aveți cum să mi le dați acum sau mașina, cum să mi le spuneți. Dar haideți să rămânem așa la nivelul de supoziție. Deci ați auzit sau știți din surse sigure? Știu sigur. Ați văzut cu ochii dumneavoastră? Am văzut și mașina și știu și cei de la bucătărie, din la spitale, cum se transportă alimentele. Am înțeles. Deci e un punct de vedere. Părerea mea este că putem să facem o anchetă jurnalistică pe tema exact, asta. Exact, de asta v-am și deranjat. A doua. Acolo nu se poate discuta cu managerii, cu directorii, li se impune să se ia pe cale ierarhică. Adică de la muncitor, la șef, la mai departe. Și nici unul nu se poate duce la manager, că le e frică că îi dau afară. Bucătăresele de la spital nu sunt decât două, care gătesc zilnic pentru 400 de pacienți. Imaginați-vă ce este acolo. Oricum, da, iertați-mă, sunteți cadru medical sau lucrați în cadrul direcției? Nu sunt în cadrul medical, lucrez particular eu. Am înțeles. Nu, aș fi vrut să vă întreb de unde aveți toate informațiile astea, cum le aveți? De la bucătăresele din spital, de la oamenii care lucrează în spital. Bun. De acolo am informațiile. Da, am înțeles. Ori să intre acum să meargă cu memorii și la prefect și la președintele Consiliului și la domnul Valentin, care deja știe situația, dar nu zice nimic. Oamenii nu, deci așa ceva nu se poate. Să transform mâncarea bolnavilor în asemenea condiții. Deci, bun, am înțeles. Deci, practic, semnalați niște nereguli destul de grave, după cum spuneți dumneavoastră. Eu vă mulțumesc. Poate treceți pe la noi, pe la redacție, ne dați mai multe amănunte și putem să demarăm o anchetă jurnalistică, evident, care poate să confirme sau să nu confirme ce spuneți dumneavoastră. Aș vrea să chemați și să vină să vă prezinte situația chiar de acolo, de unde v-am spus, din bucătăria spitalului. Da, bun. Vă mulțumesc frumos. Sănătate. Mulțumesc pentru intervenție. Iată niște acuze destul de grave. Nu știu acum dacă se confirmă sau nu, dar... Nu, eu nu cred. Cinstit vă spun, eu nu pot să cred așa ceva. Nimeni nu-i nebun. Da, e posibil. Eu știu, cine știe. Înțeles, nu știm. Să ne minunăm sau să nu ne minunăm. Da, mă siderează asemenea chestii. Cum adică ți-am spus cu mașina morgii mic mâncare? În primul că nu se poate, că aia ține de medicină legală, e cu totul altceva. Dar în fine, nu asta cred că e important. S-o fi întâmplat vreodată, cine știe în ce condiții sau... Nu cred. În fine. Dar este de văzut totuși că... Știți cum se spune, toate telespectatorii sunt mai buni. Sigur, acum evident că orice intervenție, nu controlăm intervențiile, este dreptul la liberă exprimare. Dar lucrurile astea pot fi așa sau nu pot fi așa? Până la urmă este orice posibilitate. Dacă e neverificată, o să încercăm să verificăm. Da, mai e un telefon, îmi spun colegii din regie. Alo? Alo? Da, vă rog, bună seara. Bună seara. Sunt de motru și am sunat în legătură cu cele spuse dinainte de doamna. Am vrea să spun că am fost internat în spital aici la dumneavoastră. Pot să spun că și cadrele, și medicii, eu am venit așa cam, cum să vă zic, în ultima fază. Am avut o infecție foarte puternică. Am înțeles. Nu știu de la ce și cum, dar aș putea să spun că am fost tratată, fiind din Motru, familia mea a fost foarte departe, în schimb cadrele și medicii. Bine și sau rău, doamnă, spuneți-ne. De bine, domnule. De bine. Deci ați fost tratată bine, asta vreau să spuneți. Foarte bine. V-ați vindecat? Să zicem cam 70-80%, dar sunt foarte mulțumită și pot să o contrazic pe doamna. Nu cred că... Nu știu. Am înțeles. Poate sunt. Salariile ar trebui mai mari și... Ce să vă zic? Am înțeles, da. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Domnul doctor, vedeți, o opinie pro, una contra, asta este...
regula democratică. O să rog colegii să întrerupă legătura acum, pentru că o să mai avem o invitată prin telefon, doamna doctor Ana Maria Firan, care lucrează hăți departe, tocmai în Londra, și până fac colegii legătura. Vreau să mai atingem un subiect foarte important, subiectul independenței practicii medicale. Spunea la un moment dat domnul profesor Astărăstoaie că și acesta este unul din motivele pentru care s-a făcut această coaliție, bla 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 bla. Bun. N-am vrut să intervin pentru domnia sa, că știu că stricam emisiunea și n-avea rost. Vreau să-i atrag atenția că profesiunea de medic, pe asta se bazează, pe independența deciziei medicului. Asta este scris foarte clar în legea 95, este foarte bine scris în statutul domniei sale al CMR-ului, la codul deontologic, și este recunoscut în contractele pe care toți medicii le avem, cel puțin noi, cu casele de asigurări. Aici apare însă problema asupra căreia trebuia să intervină domnul Astărăstoaie. Sistemul de asigurări, casele de asigurări, tocmai această independență nu o respectă. Și motivează nerespectarea acestei independențe în decizia actului medical pe motivații economice. Ceea ce mi se pare scandalos. La ora actuală, o serie de colegi în Gorj plătesc bani către casa de asigurări pentru că și-au permis să fie independenți, să dea medicație așa cum doreau ei și nu cum spunea casa de asigurări. Asta era într-adevăr o problemă pe care domnul Astărăstoaie trebuia să o pună. Și nu etatizarea spitalelor în continuare și așa mai departe. Am înțeles. Cunoașteți sistemul medical britanic? Da, îl cunosc. Este un sistem medical care se bazează în primul rând pe mulți bani. Mulți bani? De foarte mulți bani. Dat sau cum? În ce sens? Nu. Sănătatea costă. Cine își imaginează că orice act medical, orice fleac, orice act e gratis, nu există. Sau ieftin, nu. Greșește. Totul este foarte scump. Marea Britanie vine cu 400-500 de ani de istorie în care a luat. A luat din India, a luat din Africa, a luat din America, a luat de unde a putut. Da? Poporul învățat să ia, nu să ia. Dea. Și are bani, domnule, are bani. Da. Când ai foarte mulți bani, îți poți permite să faci un sistem de sănătate laburist, că așa este la ora actuală în Marea Britanie. Și când o să luați legătura cu colega noastră de acolo... Suntem în legătură directă cu domnișoara Ana Maria Firan, medic specialist oftalmolog, lucrează la Londra, este de câțiva ani bune acolo în Marea Britanie. Sărut mâinile! Bună seara! Sunteți la curent cu noile mișcări din sănătatea românească pe care le comentăm noi acum, ceva cereri, legea salarizării, salariile un pic mai mari și așa mai departe? Ceva, nu foarte în detaliu, dar ceva știu. Aha, am înțeles. Oricum știți ce se întâmplă în România și ce a fost în România când, înainte de a pleca dumneavoastră la Londra, știți foarte bine. Am fost și eu rezidentă la Timișoara. Dar nu știu să vă spun acum dacă sistemul de când ați plecat dumneavoastră s-a schimbat foarte mult sau s-a îmbunătățit ceva. Însă pentru comparație eu aș vrea să vă întreb să ne spuneți ce se întâmplă la Londra în sistemul sanitar din Marea Britanie, și pentru că îl cunoașteți relativ și pe cel românesc, să încercați să ne faceți o comparație, dacă se poate. În primul rând că sistemul de sănătate în Marea Britanie este gratuit pentru pacienți. Niciun pacient nu plătește nicio investigație sau vreo consultație. Este Serviciul Național de Sănătate, plătit de guvern. Pentru toată lumea, toți asigurați? Pentru toată lumea, da, pentru toată lumea și pentru persoanele care locuiesc mai mult de 12 luni în Marea Britanie. Dacă ești numai turist și spui că locuiești sub 12 luni, atunci vei plăti. Dar oricine vine și e student sau vine cu un contract de muncă, stă mai mult de 12 luni, are absolut totul gratuit. De la medicul de familie până la orice intervenție chirurgicală care poate să coste mii și mii de lire. Iar o zi de spitalizare în Marea Britanie costă de la 300 de lire în sus. Dar toate sunt gratuite. Da, și asta vreau să vă întreb. Costurile astea le-ar achita cineva sau... Adică dacă... Guvernul. Este... Serviciul Național de Sănătate este plătit deci de guvern. Subvenționat de guvernul britanic. Exact, da. Tot. Da. Și da. Clinicile private? Clinicile private este altceva. Poți să te duci la o clinică privată dacă vrei. De exemplu, ce pot să vă spun, Marea Britanie, lista de așteptare este cam mare.
Adică ce nu este urgență. De exemplu, o operație de cataractă în cazul meu se așteaptă între 2 și 3 luni. Dacă vrei să o ai într-o săptămână, poți să te duci la o clinică privată, plătești în jur de 3.000 de lire și ți se face cataracta peste o săptămână. Dar poți foarte bine să aștepți că nu este o urgență și o primești gratis pe Serviciul Național de Sănătate. O altă comparație sunt tratamentele, de exemplu în degenerările maculare. O injecție de Lucentis costă în jur de 800 de lire. În Marea Britanie sunt gratuite și pacienții primesc acest tratament la 4 săptămâni. Sunt pacienți care luni de zile primesc această injecție, care costă, dar este subvenționată de stat. Nu se duce nimeni în privat să facă asta. Comparând cu sistemul nostru din România, oamenii nu își permit în România să facă Lucentis. Oamenii își permit să facă un medicament care nu are licență oculară, Avastin, care costă în jur de 100 de euro. Deci ce să vă... Nu, vreau să vă întreb înșeala, doctor, cum se muncește acolo? Cum se lucrează în clinicile de mare medicament? Se muncește foarte mult. Se începe la ora 8:30 dimineața, se termină programul la ora 5:30, dar nu termin niciodată la timp. Ești medic și stai până vezi ultimul pacient. Poți să pleci la 6-7 din spital, asta este. Este plătit mai bine în comparație cu România, dar și munca este mult mai mare în spital. Obligativitatea ta în spital să stai este foarte mare. Și ca și rezident, tu ai deja pacienți alocați ție. Nu stai să fii cu încă un profesor sau să fii 2-3 rezidenți pe lângă un profesor, nu. Tu deja ai pacienți programați pe care îi vezi. De-aia salariul este puțin mai mare, să zicem, în comparație cu România. Nu este foarte mare pentru Marea Britanie. Dar în comparație cu salariile rezidenților, da, este mai bun acolo. Dar și munca este dublă. Bun, acum nu putem să facem strict poate o comparație proporțională, că vorbim în România de un rezident cu 250 de euro salariu și în Marea Britanie probabil cu 2500 de lire, 2500, nu? Da, da. Am înțeles, dar și costurile nu cred că vor fi chiar așa de 14 ori sau de 15 ori mai mari acolo din punct de vedere al traiului. Adică sunt acoperitori, iertați-mă, întrebarea ar fi asta. Este acoperitor acel salariu de 2500 de lire pentru un trai decent în Londra? Da, este, da. Nu este un lux, dar este un trai decent. Îți permiți să-ți cumperi o pereche de pantofi, îți permiți lucruri care poate în România nu poți. Da. Am înțeles. Din punctul de vedere al pregătirii medicilor, din punctul de vedere al felului în care se poate accede sau să poate, nu știu, progresa în munca se respectă acolo. Muncești, înveți, oamenii te respectă și crești. Probabil mai puțin în România se întâmplă lucrul ăsta. Munca nu prea se recunoaște toată lumea. Eu cred că este un sistem fair play acolo. Dacă tu ca persoană demonstrezi că ești un om muncitor și înveți, îți dai examenele, ești mereu evaluat. La fiecare 3 luni, la 4 luni, ți se fac evaluări clinice. Ești obligat să faci prezentări de cazuri. Deci ești obligat să citești și să-ți menții cunoștințele medicale up to date. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă doresc succes. Cu plăcere. La revedere. Sărut mâinile. La revedere. Cu domnișoara Ana Maria Firan am fost în direct, medic specialist oftalmolog, lucrează la Londra. Așa au zis. Da, e un salariu extraordinar. Nu, este mult, este mare salariu, 8.000 de lire, 10.000 de lire. Dar nu despre asta e vorba. Ceea ce a spus dânsa, și e bine că oamenii noștri să știe. Într-adevăr, acolo, nici toată lumea este asigurată. Deci toată lumea are gratuit serviciu medical pentru că este asigurată toată lumea prin impozite. Deci banii pentru sănătate se iau din impozite.
Aici este lucru care noi nu-l știm. Nu că e gratuit, că nu e nimic gratuit, totul se plătește. Există rețeaua privată în Marea Britanie, care este foarte puternică. N-a vrut doamna doctor să ne spună, dar sunt suficient de multe clinici, cabinete de medici de familie private, unde prețurile sunt foarte sus. Numai că există sistemul de asigurări private și acolo. Și spunea doamna doctor de operație de cataractă, da? Operația de cataractă ea costă 3.000 de lire. Nu plătește omul din buzna lui, este asigurat la o firmă de asigurări și plătesc asigurările. Dar nu trebuie să discutăm despre Marea Britanie și România, pentru că nu putem discuta despre... Dar un sistem apropiat așa, sau un model de sistem care credeți că ar merge și la noi? Eu nu știu de ce... S-a încercat, să știți că la ora actuală... Iertați-mă și să mă ierte, că am înțeles că e un telespectator pe fir, să mă ierte un piculeț. Eu nu știu de ce în țara asta de 20 de ani încoace tot încercăm să reinventăm roata și apa caldă. Adică nu putem să recunoaștem, da, domnule, nu avem experiența necesară. La noi n-a fost capitalism, nu, sunt alții care au inventat sistemul ăsta, sunt alții care au făcut niște pași mari. Hai să luăm de la ei. Hai să luăm de la ei ce e bun. Sigur. Nu știu, poate adaptăm pe aici pe acolo. Sigur. Nu știu, sistemul care nouă ni se potrivește mănușe este sistemul francez. Românul este un individualist. Să știți că liberalismul, ca și structură, este specific poporului român. Noi românii suntem liberali. Gorjul a fost liberal întotdeauna, nu vă vine să credeți. Ei, sigur, știți că se spunea, Gorjul e județul roșu. Mie vine să râd. Gorjul ăsta a fost liberal. Istoria Gorjului a fost liberal. Liberal, sigur. Un adevăr. Și încă liberal serios. Deci așa e românul. Românul este individualist. Acum mai scârție, din păcate, la liberalism. Ei, își vine el, își revine. Totul se revine la matcă. Deci noi nu avem banii de acolo. Deci sistemul francez pentru noi este foarte bun. Știți cum este în Franța? Scurt, numai pentru medicul de familie. Plătește pacientul 23 de euro medicului și ia de la casă 70% din banii care i-a dat, îi se returnează. Și pentru asta are consultația. Aceeași treabă este și pentru specialistul din spital. Mai departe, asigurările plătesc spitalizarea care e gratuită. Pentru cei care nu au bani, că există și oameni fără bani, cu acceptul medicului de familie, casa lor de sănătate achită medicului nu 23 de euro, ci 17 euro. E bine, are și ea procentul. Deci și cei care nu au niciun fel de venituri, li se asigură sănătatea. E o prostie să spui că acolo e bine. Asta e adevărul. E bine pentru pacient, cel mai bun sistem de sănătate și de asigurări sociale în Franța. Deci, e bine și pentru omul care este asigurat pentru bolnav, e bine și pentru medic, e bine pentru toată lumea. Am înțeles. Cu scuzele de rigoare, dacă mai este telespectatorul pe fir și un telefon în direct, după care tragem concluzia cu domnul doctor Maisescu. Vă rog. Alo? Alo? Da, bună seara. Să trăiți. Și dumneavoastră. O întrebare aș pune și eu lui domnul doctor, că vă prizăi cam târziu. Vă rog. Să trăiți, vă ascult. Știu că numai ce intra e în gaz. Deci eu vreau să vă spun că eu sunt în persoană. De ce vreau să zic lucrul ăsta? Deci în sâmbăta Paștelui s-a întâmplat un lăcaz cu mine cu piciorul. Am căzut din căruță și am avut 4 tendoane fisurate. Am venit la urgență și băieții din la urgență, fetele... Normal, doamna amare, are un păr mare. Șefa... Da. Așa. Mi-a spus că n-are ce să-mi facă decât să-mi imputeze piciorul, adică să mi-l taie. E. Vă spun sincer, cu mari intervenții m-a trimis la Craiova și m-a operat la chirurgie plastică. Așa, și acum e bine? E foarte bine, dar... Sănătate! Domnul doctor, mă uit la dumneavoastră acum. Ce reții să o dea afară de acolo? Ascultați-mă ce vreau să vă spun. În inima Gorjului, cu tot mineritul nostru, să niște doctori în chirurgie plastică, să ne ducem la Timișoara, la București, la Craiova... Aveți dreptate. Trebuie să avem traumatologie în Gorj, corect. Acum eu nu știu cum să vă zic, nu știu să nu vă supărați pe mine, dar e foarte păcat că și la televizor, exact cum mă uit la dumneavoastră, domnul Călinoiu, domnul Cârciumaru... În spital am făcut, am drept. Duceți-vă peste domnul Călinoiu, fără probleme. Să facă traumatologie aici. Ascultați-mă, domnul Călinoiu, exact ca la televizor. Spune ceva și în altă parte zice doar atunci suntem buni când îi votăm. Pe urmă și-a luat mâna toți după noi. Vă promit că am să-i spun eu. Deci eu vă spun, dacă vreți, oricum o să vin odată și în direct aici la televizor și nu băznesc, va piciorul.
Vă așteptăm. Bine, bine, bine. Sănătate multă. Bine că ați scăpat. Îi spune lui domnul Călinoiu. Sănătate. Sănătate, sănătate. Bine, numai. Bine că s-a rezolvat și că nu s-a ați pierdut picior. S-a rezolvat, domnule, că a fost doctorii foarte buni la Craiova. Da, bine, mulțumim frumos deci, pentru intervenție. Au fost doctorii foarte buni. Doctor care câștigă 20-30 de mii de milioane, știți ce înseamnă asta? 7-800 de euro pe lună. La nivelul unui chirurg care repară tendoane, în Marea Britanie sunt 10-12 mii de lire. De-aia medicii români sunt foarte buni acolo. Pentru că muncesc. Da. Am înțeles. Haideți, iertați-mă, haideți să tragem o concluzie. Vă mulțumim frumos pentru intervenții. M-aș fi bucurat să avem părerile unor medici. Am văzut că s-au abținut, nu acum nu mai spun, dar unii dintre colegii dumneavoastră, doamne, nu ne mai trebuie nouă discuții de genul ăsta acum, nu mai facem polemici, nu mai facem... N-are rost să mai intrăm în discuții. Eu sunt de acord acum că nu este chiar comod și nu este situația medicilor. Au așa, am înțeles, așa, un fel de dans pe sârmă. Trebuie să mai facă slalom între una și alta. Problemele sunt care sunt. Chiar presiuni de multe ori pe care trebuie să le suporte. Poate că cineva la un moment dat va avea... Nu știu, curajul, nu cum să-i spun, curajul, sau cum să-i spun. Nu, eu cred că e vorba de spirit de răspundere. Sau... Trebuie să ai responsabilitate exact, să... față de viața ta. Știți care este cea mai mare problemă a medicinii la noi, da? Acea șpagă. Datorită acestei nenorocite de șpagă, e o prostie. Ce șpagă, le frică la toți. Cine mai își mai pune acum probleme de șpagă? Domnule, eu vreau să vă spun un lucru. Un coleg de-al meu din Gorj, am văzut și pe la televizor cu ani în urmă, am mâncat o hârtie de 500 de mii de ani. A fost celebru. Domnule, mi-am făcut cruce. Eu aruncam în față pe cruce. Mai bine o băga frumos. Corect, corect. Deci această frică îi paralizează. Eu le-am spus la toți, băi fraților, nu trebuie să vă fie frică. Veniți și spuneți, dați-ne bani, că îi merităm, că muncim pentru ei, noi furăm. Pentru că muncesc. Domnișoara din Londra, dacă nu făcea medicină în România, da? Cum a făcut-o, poate că nu lucra în Londra, acum a lucrat până în Africa pe undeva. Dar dacă a făcut-o, înseamnă că e bună. Și dacă Londra o plătește, înseamnă că știe. Ei, acum eu știu mai multe despre domnișoara și a făcut specializarea la Londra, că în România n-a putut să o facă. Pentru că îmi povestea, o știu mai demult pe domnișoara, și îmi spunea așa, zice, trebuia să stau în spatele, să am răbdare, să stau în spatele profesorului. Și dacă apucam rând odată la nu știu cât timp și poate ar fi trebuit să dau sunt ca să ajung să operez. Sunt multe lucruri. Sunt multe, sunt foarte multe lucruri. Este toxic, este multă toxicitate. Dar dacă stăm deoparte și nu vorbim, acolo. Nu le facem. Asta vroiam să spun și eu, asta vroiam să spun și colegilor dumneavoastră. Poate vom relua odată această dezbatere cu, m-aș bucura să fie masa asta plină de medici care să spună, da, domnule, uite, astea sunt problemele, asta, haideți să vedem ce se poate face. Și ce, într-adevăr, dumneavoastră contestați, da, dumneavoastră, ce face domnul Astărăstoaie aici, nu e chiar așa o... Nu, e... E o agitație. Că aici vreau să tragem concluzia emisiunii. Deci, sigur că trebuie 6%, ce trebuie mărită leafa. 6% trebuie, astea, leafa sigur, trebuie mărită. Sigur. Și trebuie, cum să vă spun, poziția medicului trebuie întărită în societate. Ea nu se întărește cu bani. Ea trebuie ca cei factorii de decizie, cum a fost subprefectul, să înțeleagă că medicii reprezintă o elită. Nu mi-e rușine să o spun, medicii sunt o elită. Sunt poate cei mai importanți oameni. Gândiți-vă că în antichitate medicina era sacerdotală, era sfântă. Deci preoții făceau medicină, nu oricine. Deci acești medici merită respect. Și prima dovadă de respect din partea societății e să-i remunereze pe măsura aportului social al muncii de medic. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Poate ne mai vedem într-un cadru mai larg. Asta și speram și poate lansăm cu ocazia asta o provocare pentru colegii dumneavoastră să ne vedem odată într-un cadru mai larg. Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, cred că am reușit să aducem măcar câteva dintre aceste probleme din umbră, să le scoatem spre lumină. Poate data viitoare va fi mai mult, poate pașii vor fi mai mari și dumneavoastră veți fi
și mai curajos și poate vom înțelege mai multe unii de la alții. L-am avut astăzi ca invitat în studio pe domnul dr. Mihai Moisescu, căruia îi mulțumesc și eu vă mulțumesc. Pe care îl felicit și pentru aplombul pe care îl are de fiecare dată și pentru spiritul liberal pe care îl are. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de Gorj TV. O să ne vedem săptămânal de acum înainte la Umbre și Lumini. Rămâneți în continuare și urmăriți programele Gorj TV pentru că veți avea surprize frumoase. Seara bună, plăcută și folositoare. Toate cele bune vă doresc!